Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul primar Constantin Toma. Vorbim despre ce se întâmplă în Buzău. Domnule primar, vreau să revenim puțin la asfaltări și am văzut că pe Transilvaniei aproape lucrarea este gata. Acum au început lucrările pe Unirii și ați început dinspre Calea Eroilor, cu toate că anterior se anunțase că va începe lucrarea Unirii Nord. S-a început din amândouă părți. Da. S-a început cu trotuarele dinspre Mărăcineni și am început acum cu strada și cu o parte din spre trotuar pe zona aia cu Bigu. Aici o să avem o mică problemă. Va rămâne o parte nefinalizată pentru că aici, așa cum știți, avem un proiect de 30 de milioane de euro care este în licitație acum pe compania de apă. Vor fi afectate 43 de străzi unde se vor înlocui conductele de alimentare cu apă potabilă sau conductele de canalizare. Sau vor fi, cum avem pe Dorobanți, o conductă mare de canalizare care va prelua de aici, de pe Frăținet, va prelua apele astea uzuale din toată zona Buzăului, care a fost adusă până acolo. E o conductă magistrală. După care vor fi făcute asfaltări pe toate cele 43 de străzi. Bun. Întreabă un telespectator așa, domnule primar, ce știți de banii care vin din PNRR? Vom avea un spital municipal în Buzău sau nu? Spital municipal deocamdată nu va fi. Eu propusesem în chestia asta cu referendumul, identificasem un loc, pentru că un spital înseamnă 2-3 hectare, iar noi în momentul ăsta nu avem 2-3 hectare. Eventual l-am avea dacă am cumpărat acest teren, dacă ar înseamnă iar foarte mulți bani. Pe plan național de redresare și reziliență, din câte știu, nu sunt prinse spitale de felul acestuia. Noi sperăm pe PNRR și pe programele operaționale până în 2024 să ne ducem undeva, dacă a picat țintește-o acum, la cel puțin 150 de milioane de euro. Noi aruncasem chiar o cifră interesantă împreună cu consultanții noștri la vreo 250 de milioane de euro. Dar asta e, picând treaba cu țintește deocamdată, nu mă mai gândesc deloc acolo. Ne concentrăm pe ce putem scoate maximum posibil din ceea ce putem oferi ca și proiecte eligibile în Buzău, în municipiul Buzău, exclusiv în acest moment. Deci nu, spital municipal deocamdată. Altcineva spune, domnule primar, ce decizie s-a luat la nivel de primărie cu privire la un posibil program de investiții pentru montarea de repartitoare de căldură, ținând cont că legea spune că este obligatorie montarea acestora până la 31 decembrie. Așa este, fiecare trebuie să-și monteze aceste repartitoare, deci nu le montează primăria Buzău sau RAM Termoverde, ci le montați până asociație. Deci este o obligație a dumneavoastră ca și locatar și nu a primăriei sau a companiei primăriei RAM Termoverde. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, doamnă, bună seara, domnul primar. Vă rog. Domnul primar, în legătură cu spital, vă rog să vă implicați, pentru că noi avem probleme mari cu spitalul. Găsiți un teren undeva, că terenuri sunt. Implicați-vă, că noi de aia am și votat pentru ca să avem și noi un spital modern. Vă rugăm tare mult. Nu avem ce să facem cu spitalul vechi. Eu vă cred că nu va ieși proiectul cu Țintestul. Noi avem nevoie de spital. Să știți că domnul primar n-a anunțat că va face spital. Terenul ăla e perfect pentru un spital municipal. Haideți, vă rog frumos. Să știți că medicii spun, eu vă mulțumesc pentru intervenție, încerc eu să vă spun o idee, apoi las pe domnul primar să vă răspundă. Medicii spun că nu e nevoie de spital municipal în Buzău, că e nevoie de spital județean sau că e nevoie ca toată infrastructura spitalului județean să fie refăcută. În al doilea rând spun mulți că dacă am avea o clădire goală fără medici, ce-am face cu spitalul municipal? Acum problema este și de altă natură. În Occident se vorbește și în lumea asta civilizată, un spital care depășește 30 de ani, maxim 40 de ani vechime, pur și simplu se dărâmă și se reconstruiește altul, dar nu acolo. Pentru că rămân acele bacterii, chestii care sunt demonstrate și care te pot îmbolnăvi. Adică te duci acolo sănătos, eu știu, ai alunecat pe gheață și ți-ai rupt piciorul și vii de acolo cu o boală care nu te mai poți vindeca.
Bineînțeles că nu am abandonat ideea de spital, vom încerca să găsim, dar mi-era mult mai ușor, pentru că un spital nu se construiește în oraș, un spital se construiește în afara orașului și să creezi toate condițiile acolo și de mediu și de acces, astfel încât să poți ajunge și foarte repede, dar să te simți și bine acolo și să ai și șanse, bineînțeles, creând și facilități mari pentru personalul medical, astfel încât să poți să-l ții aici la Buzău. Pentru că și aici este o competiție foarte, foarte mare. Vedeți câți medici români sunt plecați afară și sunt foarte apreciați acolo. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. În primul rând, condoleanțe, domnule primar. Mulțumesc. Iar în al doilea rând, vă întrebați de ce n-a ieșit lumea la vot la referendum. Făcând o mică analiză, o luăm așa, cu referentul cu acelor 300 de parlamentari care a trecut și atâția nu s-a făcut nimic. În al doilea rând, pe nivel local, ca dumneavoastră, ca primar, ați venit la această televiziune de mai multe ori și a zis că se va esteni apareci. Din potrivă, s-a scumpit. A zis că nu se mai dă subvenție la căldură. S-a dat. Și multe alte lucruri. De ce aș mai avea încredere în acest sistem, în dumneavoastră ca primar, în dumneavoastră ca un politic? Nu cred că e mai e. E punctul dumneavoastră de vedere și probabil că sunt motivele care v-au determinat să nu mergeți la vot. Da, am vorbit numai din punctul meu de vedere. Vă mulțumesc pentru intervenție. Seară bună vă doresc. Referitor la apa rece, știu că ați anunțat proiectul care a început pe fonduri europene. La apa rece este următoarea problemă. Deci noi am vrea să nu dăm niciun ban. Să nu contribuim cu absolut nimic niciodată. Nu se poate dezvolta nimic în acest oraș, nici în oraș din lume și nici într-o localitate din lume, dacă nu ai bani. Bineînțeles că când mă bat cât pot de mult și am ajuns de pe locul 38 sau 39, pe locul 7 România la atragerea de fonduri europene. S-au atras mai puțin de 3 ani de zile și sunt șantiere în Buzău pe acest lucru, peste 80 de milioane de euro. Adineaur spunea că sperăm să adunăm până în 2024 vreo 150 de milioane de euro. Dar așa se finanțează toată lumea în această țară. Uite, acum sunt 300 de milioane de euro, din care 30 de milioane de euro numai pe municipiul Buzău, să se înlocuiască acele conducte de apă și canalizare de azi, Bocimea și de Oțel, care sunt făcute zob și ne pun viața în pericol. Nu mai spun de altceva, lipsa apei, care și asta e o catastrofă. Iar pentru asta trebuie o cofinanțare, care nu este mare lucru, și acea cofinanțare se asigură până în 2025 prin... În prețul apei este conținută și o mică bucată acolo care să asigure partea de cofinanțare, care este doar de 6%. Restul de 84%, de 94% pune Uniunea Europeană. Deci trebuie să contribuim și noi fiecare la avea o viață mai bună. Nu curg banii ăștia de niciunde. Ne batem să aducem bani mai ieftini. Adică să aducem 94% din bani gratuiți, 6% trebuie să contribuim fiecare și nu imediat, ci pe o perioadă lungă. Despre asta e vorba. Legat de povestea asta cu termoficarea, da, am închis un sistem care ajunseseră să ne mănânce 10 milioane de euro pe an, au mai rămas 4.000 de apartamente, probabil și din aceste apartamente se vor mai debranșa oameni și pe măsură ce nu vom fi în stare acolo, să nu se putea face altfel, nu se putea rupe dintr-o dată. Dar gândiți-vă, când am venit sistemul, de ce efectiv ne mânca 10 milioane de euro, erau vreo 16.000 de apartamente, au mai rămas 4.000 de apartamente, am debranșat practic toate școlile și am băgat centrale noi, au renunțat inclusiv armata, poliția, deci și alții clienți. Am mai rămas spitalul CFR, care, cum să spun eu, noi suportăm pierderi foarte mari aici. Spitalul n-a avut bani, CFR-ul n-a avut bani la București să le dea, să-și monteze centrală termică, el plătește cât consumă, dar ce se pierde pe conductă de la CT4 de aici, din Dorobanți 1 până acolo, plătesc toți buzoienii. Nu vreau să vă spun și treaba asta, deci mă zbat să rezolvăm acest proiect. Pe partea cealaltă, subvenția s-a micșorat. Gândiți-vă că la București sunt 564.000 de apartamente, subvenția este de 90%, iar la noi subvenția este pe undeva sub 50% în momentul ăsta, doar pentru 4.000 de apartamente. Care și acestea probabil în timp nu vor mai fi. Sau vom gândi alt sistem. Am făcut un prim pas. Să numesc cele 411 apartamente în zona integralului vis-a-vis de Drăgaică, în care am făcut încălzire cu biomasă.
va fi a doua iarnă. Dacă sunt iarna asta, dacă sunt rezultate și după a doua iarnă, încercăm acel sistem să-l ducem și pe cele două zone care au rămas unitare. Vorbesc la micro 14 și aici la micro 3, ca să nu mai folosim gaz natural, care iată e din ce în ce mai scump. Deci n-am stat de pomană. Vă rog să nu aveți încredere în mine, că la un moment dat îmi pierd și eu încrederea mine atâta după atâtea chestii care cum să spun, nu mă ajută, nu mă motivează să mai continui. Credeți-mă. N-am venit aici să fiu batjocorită, în niciun caz. Domnule primar, mai vorbim cu un telespectator, poate are o altă părere și vă mai crește așa un pic încrederea. Nu, dar problema este nu de ce spune omul, că primesc tot felul de mesaje e și normal cum, ca de la jurături de mamă. Da. Domnule, eu n-am venit nici la furat în această primărie, nici la alte interese, am venit chiar să fac ceva și cred că am început să vadă treaba asta. Dar nu poți tot timpul, domnule, sunt nemulțumit, domnule, de ce te-ai apucat, m-a jurat unul astăzi, de ce te-ai apucat să pe unirii că vine iarna? Domnule, mai sunt două luni până pe 1 decembrie. Deci când scade temperatura sub 5 grade, atunci nu mai poți face asfaltare. Noi avem niște termene. Am obținut 18,6 milioane de euro pentru cele trei străzi. Transilvania, zona industrială. Ăștia au termen și unire. Au termen până la sfârșitul anului viitor să le facă așa cum trebuie. Cu tot ce trebuie. După cele mai înalte standarde. Doamne, oprește-te că nu știu ce se va întâmpla, că vine iarna. Deci nu poți să ascult de fiecare în parte. Nu, trebuie ascultată majoritatea. Eu încerc să, cum să spun, să satisfac majoritatea buzunarilor. Nu pot să satisfac pe fiecare în parte. Și încă o dată spun, nu am venit aici ca să fac campanie electorală, nici la această televiziune, nici oriunde. Și nu am venit să dorm aici. Vin cu o mulțime de proiecte, chiar dacă unele pe în prezent poate ne mulțumesc niște oameni. Și peste 3 ani de zile sau peste 2 ani jumate, când vor fi alegerile, nu voi mai fi ales, n-am niciun fel de problemă. Eu la mine sunt că chestia aia cu Rubiconul, cum se numea? Am trecut Rubiconul, da? Am intrat în Roma. Eu punțile din spate, că asta am vrut să spun. Eu nu las punți să fug în spate. Deci mă duc numai înainte. Să fac ceva și să las ceva în acest oraș. Cred că e foarte important, mai ales într-o perioadă în care audiențe nu se mai pot da. E important să veniți să le spuneți oamenilor ce se întâmplă și ce proiecte sunt. Sunt multe probleme pe care le afla și de la telespectatorii noștri. Și mai avem pe cineva la telefon, sper că a așteptat. Bună seara! Bună seara, pe română! Vă rog! Îl văd pe domnul primar foarte supărat. Nu, dar sunt supărat, sunt supărat de ale mele personale, nu, dar... Înțeles, nu. Lumea îl mai jignește, mai așa, dar totuși aș avea o întrebare pentru dânsul. Dacă poate să-mi răspundă. Spuneți. În sfârșit. Bine, două întrebări, nu una. Așa. În primul rând, diceva s-a făcut referendumul, ăsta care a fost cu Tinteșiu, și dacă a fost vreodată la Scornicești, că mai era cineva care voia să facă din Scornicești oraș. Așa am vrut să facă și dânsul din Tintei să facă Budu. Și atunci cum a sfârșit. E părerea dumneavoastră, vă mulțumesc. Da, sunt și oameni care au avut cu totul altă impresie și au crezut în acest proiect. Și sunt cei care de altfel au venit la vot și au demonstrat că au încredere în proiect. Probabil va fi reluat acest proiect și vor veni mai mult. Nu este problema, că în sfârșit și ieșirea asta a domnului îmi pare foarte rău. Mă comparați cu Ceaușescu. Este treaba dumneavoastră. Eu încerc să fac din Buzău ăsta să fac un oraș frumos, un oraș prosper, un oraș atractiv, un oraș competitiv, un oraș cu dimensiune națională și internațională. Ce greșesc în treaba asta? Deci Țintești practic dispărea, nu era făcut oraș. Devenea un cartier al municipiului Buzău, așa cum a devenit în 1968 și Similească. Iar exemplul nu este forțat deloc, pentru că Similească acum prin fabrica de bere ne aduce cei mai mulți bani, 5 milioane de euro în fiecare an, îi luăm numai impozite, taxe, cotă defalcată de TVA, impozit pe venit de la fabrica de bere. Ca să vă dau un singur exemplu. Deci cu răutăți de astea puteți să continuați, nu mă convinge să mă opresc. Voi merge pe drumul meu atât cât voi fi primar, împreună cu echipa de la primărie și cu buzoienii care sunt alături de mine, să lăsăm ceva în urmă. Și vom lăsa un Buzău mult mai frumos și mai bun decât era înainte, acum 5 ani când am venit aici. Spune un telespectator, domnule primar, nu e momentul să vă supărați, probabil că mulți nu au înțeles că venea un câștig pe termen lung, nu imediat. Și am înțeles, vreau să vă întreb, spune telespectatorul, dacă am pierdut investitori din cauza faptului că această unire nu s-a întâmplat. Spune că a auzit despre investitorii din Italia că n-ar mai veni în Buzău. Încă o dată, sunt niște chestii care se petrec la nivel indirect până la urmă. Aici ești, cum să spun, trebuie să creezi toate condițiile
de atractivitate și competitivitate, astfel încât, cum să spun eu, cum, am fost și vânător cândva, nu mai am nicio armă, nu mai am nimic așa, dar este, în sfârșit, o căprioară intră într-o poiană, dintr-o margine de pădure, dacă acolo este liniște, dacă totul este perfect. Așa și cu un investitor, dacă îi creezi toate condițiile, și de educație, și de mediu, și acces la autostradă, cu toate utilitățile, cu facilitățile care le putem da legal din partea primăriei, vor veni și investitori. Voi bate să obțin chiar în condițiile astea, condiții cât mai bune, deci între zona industrială și viitoarea autostradă a 7, mă gândesc acum în plan urbanistic general să declarăm tot acolo zonă de dezvoltare pentru industrie, pentru logistică, pentru consum și să scoatem acele terenuri, să le transformăm în terenuri arabile, în intravilan cu dedicația asta, pentru că putem face prin plan urbanistic general odată trecut de Consiliul Local să-l devină legea teritoriului pentru foarte mulți ani de acum încolo. Deci vom face și așa ceva. Bineînțeles, ne confiscăm terenurile oamenilor, dar oamenii să le poată vinde având acest alt regim decât cel de teren arabil în momentul ăsta. Acum i-ați făcut pe cei care vă susțin să trimită mesaje și vin foarte multe, n-o să nu le citesc, pe alea, vă rog frumos, eu mă alimentez numai din, cum îmi spunea un băiat, încerc să le citesc pe toate, un băiat de la USR, dacă am timp. Și că domnule, știi cum ne educă ăștia, fiind în USR. Noi ne alimentăm din ura față de PSD, așa și cu chestia asta. Eu mă alimentez din răutățile care îmi vin în timp, așa. Bineînțeles că sunt și foarte mulți oameni care sunt de partea mea, și nu de partea mea, de partea proiectelor astea pe care am început să le punem în operă așa și să transformăm în acest oraș. Încă o dată în toate zonele, inclusiv în educație, în cultură, în social, în economie, mă zbat pentru toate și ne zbatem cu tot și nu sunt singur în povestea asta. Sunt cu dumneavoastră care mă susțineți. Bună seara, domnule primar, spune un telespectator. Eu vă felicit pentru tot ceea ce faceți pentru Buzău. Altcineva spune, domnule primar, sunteți un om care muncește mult, nu cred că trebuie să vă supărați dacă nu toată lumea e de acord. Important e ca la alegeri să vedem exact ce se întâmplă și atunci veți culege roadele muncii dumneavoastră. Nu, problema este alta, doamna Magda Ionescu. Tare aș fi bucuros, deci peste, mi-am declarat chiar la televiziunea dumneavoastră intenția de a mai, mă simt în putere, sunt sănătos, peste 2 ani jumate să particip din nou la alegeri. M-aș bucura și o spun, cum să spun, din tot sufletul așa și să apară unul care să dea mai multă încredere buzoienilor decât dau eu. Este foarte important acest lucru. Deci să apară un nebun, mai nebun ca mine, dar nebun că nu-s nebun, un nebun între ghilimele așa, care să capete încrederea buzoienilor că se va face mai mult decât am realizat eu sau voi realiza încă în 2 ani jumătate. Pentru că am ridicat foarte mult nivelul acestui oraș și percepția despre acest oraș la nivel național și chiar și internațional. Mai avem 2 ani jumate până atunci. Spune un telespectator, copacul de la centrul de recoltare tot nu s-a tăiat, au trecut aproximativ 6 luni. Poate vântul care bate o să-l dărâme. Buzău City Report. Acolo să scrie, da? Să-l scrie și a doua zi trimitem acolo. Bună seara, care este stadiul proiectului privind bazinul de not la Buzău? Compania Națională de Investiții, deci după ce s-a întâmplat acum, să reiau din nou legătura. Problema este că, fiind guvernul aproape plecat, va fi foarte dificil să-l miști. Deci noi am înaintat tot ce puteam să înaintăm acolo. Sunt 2 proiecte în acea zonă, vorbesc de zona strandului. Acest bazin de not, olimpic, atenție, și sala sporturilor de 4.000 de locuri, multifuncțională. Și bineînțeles am dat în lucru un studiu de fezabilitate privind un bazin didactic de not. Va fi pe terenurile de lângă hidroelectrica al fostului dumneavoastră patron. Am înțeles. Și o ultimă întrebare, e o întrebare interesantă, probabil că răspunsul ar putea conține multe detalii, dar o să vă rog să-mi răspundeți într-un minut, am întârziat deja. Spune, domnule primar, felicitări pentru tot ceea ce ați făcut, continuați, nu vă lăsați intimidat, avem nevoie de un primar ca dumneavoastră. Totuși, spune, v-am ascultat în repetate rânduri mesajele pentru oameni de a se vaccina. Știu de altfel că la început l-a susținut pe domnul Simion. Vreau să vă întreb ce părere aveți acum despre poziția pe care o are dânsul.
Din punctul de vedere al vaccinării, nu sunt de acord cu George Simion, îl cunosc, l-am și lansat atunci la Buzău, în sensul că înainte de europarlamentare, da, și a obținut cele mai multe voturi din țară atunci când a participat ca individual la alegerile europarlamentare. Nu pot să fiu de acord cu el, nu pot să fiu de acord cu acea doamnă Șoșoacă, pentru că nu este regulă acest lucru. Deci trebuie să... Vaccinarea, nu există o altă modalitate în momentul ăsta. Vaccinarea este necesară și ar trebui să fie obligatorie. O să mai primești niște înjurători și pe treaba asta. Nu avem ce face. Socializăm, suntem o singură comunitate și trebuie să ne apărăm comunitatea, trebuie să ne apărăm familiile, trebuie să ne apărăm ca indivizi. Deocamdată nu s-a găsit o altă metodă. Nu vedeți dumneavoastră, credeți dumneavoastră că americanii, britanicii, francezii, englezii rușii și-ar omorâ propriile popoare? Toată lumea spune, domnule, hai să ne vaccinăm și a început, ați văzut, sunt Danemarca, a ajuns la peste 80%, Dumnezeule, și n-au nicio problemă. Haideți să o facem și noi, ne-am oprit undeva la 30% și cum înaintăm. Eu vă mulțumesc tare mult, domnule primar, pentru că ați venit astăzi. Eu vă rog să mă iertați, am și eu supărările mele că vin după o perioadă foarte, foarte grea, că dacă am avut vreo ieșire care nu trebuia să o am, dar chiar sunt într-o perioadă un pic mai obosită așa, dar mă refac repede că sunt vărsător și trece repede. Să aveți putere de muncă, să fiți sănătoși și să ne revedem cu bine, domnule primar. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit, imediat colegul meu Adrian Bâsca, apoi jurnalul Campus TV. Seară bună, la revedere!